Hai că mă duc să-i dau comanda, să-i fac viața mai ușoară pe ea. Da, stați-vă în geam. Acum pot sta puțin aici la căldură. O secundă, mă tot așa direct, stai așa puțin. Salutare, prietenașilor, și bine v-am găsit! Cu voi este Varlam, prieten, pe două roți în Cluj-Napoca astăzi, pentru că urmează clipul maraton cu 8 ore livrări la Glovo, aici în Cluj. Ceea ce înseamnă că eu am început deja programul, este ora 10 și 5 minute și am primit deja o comandă de la Tamper Cafe sau ceva de genul, parcă așa se numește locația. Ce voiam să vă spun până ajung la client, dacă printre voi sunt persoane, bineînțeles, care vor să muncească cu mașină personală, bicicletă, trotinete sau scooter aici în Cluj, linkul către angajări este în descrierea acestui videoclip. Am ajuns deja aici la cafeneaua asta din centrul Clujului. Hai să vedem, Tamper Cafe, prima comandă pe ziua de astăzi, în cele 8 ore pe care mi le-am propus să le fac cu livrări la Glovo. Bună dimineața, am 007 la Glovo. Da, mulțumesc. Uite, bă, așa frumos, mă așteaptă deja pregătită. Mamă, ce bine e aici la căldurică. Cred că sunt mai mult de 5 grade afară la ora asta. Trebuie să parcurg o distanță de 2,3 km cu această comandă până pe strada gospodarilor, la casă undeva va fi livrarea asta. Hai să pornesc la treabă cu prima comandă. Aici avem, cedează trecerea. 2,4 km, cum vă spuneam. Hai să vedem ce-mi rezervă ziua asta, prieteni, aici în Cluj. Uite pe aici, pe undeva, în acest cartier frumos, de case cu case, vreau să las comanda, numărul 11. A, uite mă că nu sunt singurul la ora asta atât de dimineață, mai e fratele meu de peste prut. Hai, man. Uite aici trebuie să las eu comanda. Hai să vedem. Mamă, ce frig e. Am specificație în aplicație să sun când ajung. Ea nu răspunde. Alo? Bună dimineața, de la Glovo, am ajuns la poartă cu comanda. Da, da, sigur, acum e. Bine, mulțumesc. Uitați aici. O zi bună, la revedere, cu plăcere. Confirmă predarea, ia uite ce mă întreabă aplicația. Și bineînțeles că dau confirmă predarea, ceea ce înseamnă că la prima comandă am câștigat 11 lei, dragi prieteni, și aștept să intre următoarea comandă, pe care, bineînțeles, nu o mai fac pe vlog. Revin la ora 11 cu update-uri, câți bani am câștigat în prima oră, moment în care voi face încă o comandă pe vlog împreună cu voi. Prin centrul Clujului momentan, pentru că am primit încă o comandă de la KFC aici pe Iuliu Maniu și voiam să vă zic că în prima oră am câștigat 33 de lei. Eu zic că e bine așa de dimineață, de la 10 la 11, 33 de lei. Vă pun și raportul pe aici pe undeva ca să-l vedeți. Dar cum vă spuneam, eu am primit o comandă acum la ora 11 și 20 de minute de la KFC. Într-acolo mă îndrept, mai am 350 de metri, practic într-un minut și jumătate voi ajunge acolo ca să ridic comanda aceasta. Orașul a început să se animeze așa încet încet, s-au trezit oamenii, își reiau activitățile de zi cu zi. Semnalizez și eu de stânga aici, frumos. Bă, m-am dus la Sport Guru să-mi iau niște mănuși de ala de pânză. Bă, dar ce prețuri au ei acolo? Mănuși care le găsești pe internet la, nu știu cât să zic, 50 de lei, 60 de lei. Acolo sunt toate de la 150 de lei în sus. Bă, și nu e decât niște pânză, deci nu e nimic ieșit din comun. Să ziceți că, mamă, ce mănuși erau la 150 de lei, 180 de lei. Niște nimicuri, cum ar veni la o grămadă de bani. În fine, am ajuns aici la KFC. Haideți să vedem dacă e preparată comanda. Mai stau și eu puțin la căldurică. Hai să vedem, împinge. Bun, am și eu la Glovo 136 comanda. Mulțumesc. Mulțumesc, bun, la revedere. Comanda ridicată. Am ceva cafele aici și trebuie să am grijă cum le manevrez. Așa să facem loc în geantă. Bă, și aici la KFC încă n-a venit căldura. E tot frig, mă uitam la fata asta acum, stătea în mânecă scurtă și aici. Nu știu dacă sunt mai mult de 15 grade în încăperea asta. Pornim, fraților, în livrare, 3,5 km și de data asta am indicator acolo în față, Oradea la stânga, Satu Mare în sus, cartier Mănășturi, sala polivalentă și Cluj Arena. Pe lângă Cluj Arena am trecut și ieri, nu mai știu dacă am filmat sau n-am filmat pe vlog. Mare cimitir ce e aici pe partea stângă și mă uitam acum în aplicație, aproape am ajuns la client cu comanda asta și îmi zice cum cobori pe lângă Lidl, pe partea dreaptă.
trebuie să fie un bloc în construcții. N-am număr de apartament și așa mai departe, deci blocul nu e finalizat și probabil e un muncitor de șantier, căruia trebuie să-i las comanda acum, dar asta rămâne să vedem. Nu știu ce e aici, mă, frate, ce cimitir, că e foarte, foarte mare aici în deal. Ok, Lidl, cum cobor de la Lidl pe dreapta? Cum cobor de la Lidl pe dreapta? Care-i faza? Păi, eu nu văd niciun Lidl aici. Și am mențiune, nu vă minți, scrie în aplicație. Cum cobor de la Lidl, nu știu cum. În fine, e bloc în construcție aici și s-ar putea să fie ăsta șantierul. Mergem să vedem. Hai așa, încetişor, bam, bam, bam. Ce avem aici, voi, frate? Ia uite. Hai să sun clientul, zic, nu? Cred că ăsta e blocul în construcție. A, la, uite, la băiatul acolo e. Hai că mă duc să-i dau comanda, să-i facă viața mai ușoară și mai bună în același timp cu ceva de mâncare. Stai așa. Hai că vin eu acolo. Stai așa. Salut. Uite aici. O zi bună, salut, o la treabă. Gata, băi, am livrat și pe șantier aici în Cluj, în Apoca. Ia uite ce lucrează oamenii de zor așa de dimineață. Și Varlam muncește. Bun, comandă livrată, prieteni. Ne vedem imediat, revin în ora de la 12 la 1. Vreau să vă zic că este ora 12:30 și a venit momentul pentru o altă comandă pe vlog. În același timp să vă spun și să vă arăt că am câștigat 77 de lei până acum. În 2 ore și jumătate. Mie nu rămâne decât să mă duc după următoarea comandă de la Mama Manu, mama lui Manu sau Mama Manu. O comandă la care câștig vreo 11 lei și am de parcurs până acolo o distanță totală de 1,5 km. Dau start acestei comenzi și pornesc în livrare. Dau cu spatele frumos, bam, bam, bam. S-a mai încălzit afară. Și bineînțeles că asta nu poate decât să mă bucure. Mamă, în ce urcare mă aflu acum, ce înclinație, forjăm scuterul din nou la maxim, până la Mama Manu acolo, chiar dacă nu mai am mult, uite că o bat așa pe loc cu 32 de km la oră în acest moment. Mama Manu, undeva pe partea stângă, aici, la Mama Manu, Mama Manu. Am parcat bine aici, să nu încurc lumea, să nu încurc trafic, ceva. Am primit nou timp de pregătire în aplicație și mi-arată că mai durează prepararea comenzii. 138? Parcă da, 138 sau 139, da. 138 parcă, stai să mai verific și eu o dată. Da, 138. Spor. Mulțumesc, o zi bună, salut. Comandă ridicată, am primit și spor la pachet. Mulțumesc frumos. Livrez în Cluj, livrez cu spor. Pentru că această comandă trebuie livrată la 300 de metri distanță de locul în care mă aflu acum și asta, bineînțeles, că mă bucură, nu poate decât să mă bucure aici în zonă. Uite așa, comenzi de astea, bam, 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 11 lei pe fiecare comandă, pentru că minimul pe comandă aici în Cluj e 11 lei, la fel ca în București, dacă nu greșesc, cel puțin așa am observat eu până acum în aplicație. Și pornesc în livrarea acestei comenzi, e o frizerie undeva pe aici în zonă, Haircut Salon. Hai să vedem, să le dăm mâncărica. La 300 de metri nici nu mai opresc camera. Pentru 300 de metri singura chestie e că să stau pe la semafor acum. În rest aș fi putut să fac o livrare fără să mai tai acasă la editare. Uite, îmi plac smarturile astea, sunt bune pentru livrări. E un model mai nou, dar sunt scumpuțe astea, de la 6-7-8 mii de euro în sus, poate să ajungă și până la 11 mii de euro un smart de acest gen. Mă gândeam acum, sincer, mi-e greu să mă decid dacă ar fi să aleg între Cluj și Iași, care ar fi cel mai aglomerat oraș. Pentru că și Clujul e destul de aglomerat, dar ce am văzut în Iași, totuși, tind să cred că traficul e mai nasol în Iași decât în Cluj. Bine, sunt niște circumstanțe așa atenuante pentru Iași, pentru că în momentul în care am fost eu acolo erau mulți pelerini veniți cu sărbătoarea aceea Sfânta Parascheva, dar cred totuși, din experiența de până acum, că am mai fost în Iași acum vreo 2 ani de zile, cred că Iașiul e mult mai aglomerat așa decât Clujul. Bun, am ajuns la undercut să pun cricul la scuterul acesta, să scot telefonul.
și să mergem să livrăm această comandă la o frizerie. Nu știu cum era, undercut, haircut, nu mai știu cum era. Salon, fii atent, o tipă la salon undercut, nu era haircut, cum am văzut eu prima dată. Și cred că intrarea se face pe aici, exact. Asta e așa. Bă, dar ce-i cu ușa asta, mă? 47 de lei trebuie să ridic de la această tipă. Bună ziua! Acolo sunt bănuții pe ăla, nu mă pot opri bine? Da, e în regulă. În care o las tot aici? Da. Tot aici? Da, ok. Mulțumesc, mulțumesc, o zi bună, la revedere! Cât este ceasul în momentul ăsta? Vreau să văd cât mai am până iau pauza de masă. Până la ora 2 aș mai avea cam o oră și 10 minute de muncă, iar mai pe urmă mă duc în pauză să mănânc neapărat, că dimineața n-am mâncat decât un hot dog de la Profi. Chiar sunt foarte bune hot dogurile alea de la Profi. Bun, aștept să intre următoarea comandă și plecăm în livrare. Mă rog, plec eu pentru că pe vlog nu o fac, adică nu o filmez. Hai să ne strecurăm, profităm de ocazie. Uite o doamna gale în stradă merge vorbind la telefon fără niciun stres absolut. Nicio problemă, lasă-mă că nu dă peste mine nimeni, că sunt totuși o doamnă la vârsta a doua jumate. Încă 1,2 km până la Cheesecake House. N-am avut în plan să filmez această comandă, dar având în vedere că vorbim despre un Cheesecake House, trebuie să filmez neapărat. E bine, uite, scuterul îl parchez aici, scot cheia din contact și mă duc să văd care-i treaba. Sunt în centrul orașului. Locația trebuie să fie undeva mai în față și pe stânga. Mă duc la pas pentru că altfel mă ocolea cam mult aplicația. Trebuia să fac un kilometru și ceva în plus pe scooter. Băi, cred că aici ar trebui să fie de Cheesecake House. Am să întreb, e o combinație, mai e și un restaurant aici, nu e doar Cheesecake House cum așteptam eu, dar asta e. Hai să mă vede și pe mine, înghețat. Ăsta sunt eu, Varlam Livrează. Bună ziua, oare aici Cheesecake House? Da. O să-l iau, nu? Sigur. Da, mulțumesc. N-am mai stat, mă gândeam să-mi cumpăr și eu un cheesecake, o felie, dar mai e până la ora 2 când iau eu pauză și mă încurca în geantă dacă aveam o cutiuță cu un cheesecake. Cine știe ce comenzi mai primesc. Am ridicat un tort, băi, prieteni, și hai să mă duc la scooter. Mă uitam acum după el pe aici, obișnuit fiind să parchez pe lângă restaurante de unde ridic comenzile. N-am mai livrat de ceva timp comenzi speciale la Glovo cum o făceam înainte. Prezervative și toate cele, flori. Ce am mai livrat eu în toți anii ăștia de YouTube și vloguri la Glovo. Așa, pornim în livrare cu acest tort în spinare. Și deși mă aflu în Cluj-Napoca, nu scap de București, mă urmărește peste tot, pentru că această comandă trebuie lăsată pe strada București. Nu prea am pe unde să mă strecor, mă uitam așa, oare am loc aproximat între oglinda ăstuia și autobuz. Nu prea am loc să mă strecor. Aproape am ajuns cu această comandă, undeva în față, în stânga, dreapta, așa mi-arată GPS-ul. Am mențiune în aplicație că intrarea în bloc se face prin spatele blocului și nu aici e strada București, strada București e pe partea cealaltă. Haideți să căutăm intrarea în bloc prima și prima dată. Merg pe mâna clientului. Dacă mi-a zis că intrarea se face prin spatele blocului, bănuiesc că asta e scara 1 și nu știu de ce mi-a zis intrare prin spatele blocului. Ia uite, ușa e închisă. Alo? Alo, bună ziua, de la Glovo. Am ajuns cu comanda și sunt în spatele blocului, cum scrie în aplicație, doar că nu văd interfon de ăsta normal. Pe stânga, ăla e, ok. Ok, bine, bine, bine. Da, acolo mă descurc, bine, mulțumesc frumos. Deci până la urmă iar m-a dat GPS-ul greșit. Hai să le lăsăm tortul. Uitați aici. O zi bună, la revedere, cu plăcere. Ei bine, uite că am făcut-o și pe asta. Am livrat un tort în Cluj-Napoca și acum am ieșit pe altă intrare, ieșire, gen. Pentru că scooterul e acolo în față. Oricum, el a scris în aplicație că intrarea se face prin spatele blocului, dar de fapt acolo pe unde am intrat era în lateralul blocului. În fine, nu mai contează, important e că am livrat și comanda asta. Și mai am 14 minute timp de făcut comenzi până la pauza de masă, ceea ce înseamnă că mai e timp de una, care a și intrat. O comandă de 3,7 km pe care nu o fac pe vlog, o comandă de la Pablito,
Eu mă duc acum după ea și după ce livrez comanda asta de la Pablito, mă duc direct la cazare. Nici nu știu dacă dau comandă de ceva sau mă duc și-mi iau eu ceva. Ar fi culmea eu ca livrator să dau comandă să vină să-mi aduc altcineva mâncarea când aș putea să-mi o livrez singur, nu? Ei bine, voi prieteni, după o pauză bine meritată, iată-mă din nou la treabă. Este ora 16:07. Am primit deja o comandă de la McDonald's aici pe Mihai Viteazu. Mă duc să o ridic și voiam să vă arăt cât am câștigat în primele 4 ore. Sunt vreo 120 de lei, dar vă fac un screenshot și vi-l pun și voi aici ca să vedeți mai bine, pentru că nu mai știu exact cât am făcut. Am uitat să-mi fie rușine. Orele de seară, încă 4 ore aici în Cluj-Napoca, iar la final de program vă spun cât bani am câștigat în 8 ore aici pe Cluj, pe Cluj-Napoca. Am ajuns la McDonald's. Mai țineți minte faza aia cu clipul la Taz aici în Cluj când am livrat? Cu hamburgeria aceea, comandă refuzată. Ne-au rugat pe niște fete să mănânce gratis, dacă vor și n-au vrut. Găsiți videoclipuri în istoric, aici printre clipurile mele. Iar dacă am ajuns, comanda ar trebui să fie pregătită. De obicei am observat că nu prea aștept aici după comenzi. Hai să vedem. Comanda 694, totdeauna full aici. Ce număr aveți? 694, bună ziua. 6? 694. Dar care e procedura? Trebuie să stau afară sau unde să aștept pe ea? Da, stați la geam. Acum pot sta puțin aici la căldură. Da, mulțumesc. Acolo. Da, nu mă duc să mă mai înghesui de acolo. Până acum mergeam și luam comenzile direct de acolo, eu personal. Acum domnul de la pază mi-a zis că mi-aduce el comanda, așa că mie nu-mi rămâne decât să aștept aici puțin la căldurică, deși nu mai e, v-am zis, nu mai e chiar atât de frig afară. Sunt vreo 13-14 grade. Hai să băgăm mâncarea în geantă. N-am stat deloc după ea, a venit domnul de la pază direct și mi-a adus-o. Și hai să plecăm de aici din agitația asta. M-am mai încălzit puțin. Eu cu 7 bluze pe mine și uite domnul... Așa repede v-ați încălzit. Cum? Așa repede v-ați încălzit. Da, mi-ajunge. Domnul la tricou și eu cu 3 hanorace pe mine și geacă. Facem cale întoarsă, dar cu grijă, pentru că suntem printre pietoni aici. E ora aia mișto, ora 4:45. Aglomerație la ea acasă, peste tot în Românica, cu bicicletă non-electrică, fraților. În urcarea asta, credeți-mă că e foarte, foarte greu. Uite, el are o bicicletă electrică, fratele meu de peste Prut. Era pe bicicletă electrică, dar cel dinainte, gândiți-vă ce picioare face aici în Cluj-Napoca dacă pedalezi fără să fie asistat electric. Până și scooterul, v-am mai tot zis că urcă foarte greu. Da, apoi se dai la pedală. Pe aici pe undeva ar trebui să fie o casă sau ce e, nu știu, numărul 8A. Acolo trebuie să livrez, dar sigur nu știu ce e, vreo instituție. Habar nu am, rămâne să văd chiar acum. Dar ia să parchez eu scooterul aici. Problema e că în aplicație, uite acolo, trebuia să livrez unde e scooterul, v-am arătat. Așa mi-arată și acum. M-am dus lângă, să zicem, hai, la spital, dar nici acolo nu e. Și am ajuns aici, peste drum. Cred că e un alt corp al spitalului de pneumologie. Habar nu am. O așteptăm pe doamna, pe domnișoara să vină să-i dau comanda. Bună ziua! O secundă, te rog. 79 de lei și 80 de bani, te rog. O secundă. N-aveți mai mărunt, nu? Mai mărunt de 100 de lei n-aveți. Nu am. 79 de lei. 120 de lei. Cum? Am zis că pot să comand să-mi aduceți dumneavoastră. Sus direct la... A, nu, că am mai comandat și de la Carrefour și n-am putut așa direct. Aha. Să nu vină doi curieri. A, nu, din două locuri diferite nu merge, trebuie curieri separați. Bine, o zi bună, sănătate, numai bine. Mi-a dat o hârtie de 200 și asta înseamnă că a rămas fără bani mărunți. Am o problemă acum, că n-am bani alții la mine și nu știu cum o să dau rest pe la clienți. Am livrat, cred că a 12-a comandă pe ziua de astăzi și merge bine și la Glovo. Dacă până acum am făcut la Bolt, uite că și la Glovo nu mă lasă fără comandă. Am primit direct comandă, dar asta nu o mai filmez pe vlog, bineînțeles. Vă spun doar așa de unde ar fi fost, dacă o făceam pe vlog, de la Tucano Coffee, Cluj-Napoca, pe Bulevardul Eroilor. Ultima comandă pe care o fac pe vlog, prieteni, pentru că se întunecă afară și revin pe urmă la ora 8 și vă zic cât am câștigat. Așadar, împreună vom efectua acum o livrare de la Lil & Fit, nu știu ce, pe strada Aurel Vlaicu, ba nu, stai așa, e Petrom, e o benzinărie Petrom. Mergem acolo să ridicăm câteva pachete de țigări, le livrez, eu mai livrez pe urmă încă câteva comenzi până la ora 8.
cred că aș avea timp de 4 comenzi până la 8, având în vedere că acum este ora 18 și 38 de minute. Nu vă mai spun cât am câștigat până acum. Haideți să mergem împreună, voi virtual așa pe lângă mine, să ridic câteva pachete de țigarete. Ca idee doar vreau să vă zic, până reușesc să fac și o dreaptă aici, la această comandă, un total de vreo 6 km jumate, câștig 15 lei și 40 de bani. Deci doar că livrez un pachet de țigări, eu câștig 15 lei. Oare cât plătește clientul taxă de livrare și cât mai câștigă și Glovo din treaba asta? S-ar putea să fi menționat mai devreme din greșeală că am de ridicat comanda de la Petrom, Rompetrol sau ceva de genul, dar e OMV Petrom, de aici trebuie să ridic această comandă. Parcă e scuterul, ca de obicei, manevra clasică. Scoate încheia, am reflex deja pe treaba asta și noaptea în somn fac așa cu piciorul, cu mâna. Scot telefonul din suport și în somn. O secundă, m-am tot așa direct, stai așa puțin. Am... Stai, cum să ți-o arăt? E cu CZT la final. CT, de fapt. Vă arăt produsele? Da. De mai jos? A, aici. 3 pachete de rea Ruby nu am și 3 pachete de rea... Astea am. Iar de rea Ruby nu am. Dai să o sun atunci să vedem dacă vrea altceva, dacă nu... Te rog. Nu răspunde clientul, frate, și nu știu ce țigări să iau. Că nu are 3 pachete pe care le vrea el. Nu mai sun o dată, că nu pot să plec cu jumătate de comandă până nu-mi confirmă el că pot pleca doar cu 3 pachete. El vrea 6, dar 3 nu vrea, am zis. Am vorbit acum cu asistența și mi-au anulat comanda, bă, frate. Fii atent că mi-au dat deja alta, nu știu dacă am fost plătit pe aia sau nu. Da, mi-au dat jumătate, deci mi-au anulat comanda și m-au plătit cu 8 lei în loc de 16. Stai să le spun și la fete că plec fără comandă. Mi-au anulat comanda cu totul și nu mai e. Bine, o seară bună, la revedere. Clientul oricum a pierdut banii pentru că a pus plata cu cardul. Dacă n-a fost să fie, n-a fost să fie. N-a vrut clientul să mai facă o livrare pe vlog. Revin, fraților, imediat, mai livrez 2-3 comenzi, revin și vă spun cât am câștigat în astea 8 ore. Plec în livrare, în ridicarea comenzii la Julius Mall. Acolo trebuie să ajung eu acum. Acestea fiind spuse, dragi prieteni, final de program, mă duc la cazare. Am livrat ultima comandă și vreau să vă zic cât am câștigat astăzi în 8 ore la Glovo în Cluj-Napoca. Un total de 225 de lei. În primele 4 ore am făcut 125 de lei, iar acum mai pe seara a fost puțin mai nasol cu timpul de așteptare pe la restaurante și asta s-a datorat și faptului că mi-a dat vreo 2 comenzi la rând duble din Julius Mall și am făcut kilometri pe jos, vorba aia, în Julius Mall, pentru că nu prea am știut unde să parchez, am parcat sus deasupra mall-ului și mi-a luat ceva până am ajuns la restaurant. Vă mulțumesc, bineînțeles, că sunteți aici și urmăriți videoclipurile mele, urmează clipurile din Timișoara. Mulțumesc de asemenea Octavic Speed, fără de care n-aș fi putut face acest mini-maraton. Și bineînțeles, dacă sunteți interesați să munciți aici la Glovo în Cluj-Napoca, link-ul către angajări este în descrierea acestui videoclip. Eu mi-au rămas bun de la voi, prieteni, toate cele bune pe data viitoare. Urmează clipurile din Timișoara, cum vă spuneam, alte 3 clipuri cu livrări la Bold Food de data asta. Pa, pa!